spectatori, după cum vă anunțam încă de la finalul săptămânii trecute, continuăm discuția cu domnul general Gheorghe Florea. Bună seara, domnule general! Bună seara! Emisiunea trecută ne oprisem, cred că la momentul 1969, când absolveați școala de ofițeri de miliție. Da. Ce s-a întâmplat după absolvirea acestei școli? Unde ați fost repartizat? După terminarea școlii de ofițeri, am fost pe 28 iulie 1969 am fost avansați la gradul de locotenent. Până atunci aveam gradele până la sergent, în anul 3, sergenți. La gradul de locotenent și s-au făcut repartițiile. Am fost repartizat la Inspectoratul Județean de Poliție Ialomița. Spre surpriza mea, pentru că în mod normal trebuia să fiu repartizat la județul Constanța, unde și cerusem. Dar, de ce spuneți în mod normal? În mod normal pentru că aveam media necesară pentru a fi repartizat la județul Constanța. Și cu toate așa cum nu s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat, am fost repartizat la Ialomița. Chiar atunci mi s-a cerut insistent de către persoane din conducerea școlii de ofițeri, să fac contestație. Iarăși a fost un moment foarte important așa, pentru că n-am făcut contestație. Am spus că nu, dacă așa s-a hotărât, așa fac, merg acolo unde sunt repartizat. După primirea repartiției, am venit acasă. În luna august am fost în concediu, iar de la 1 septembrie am început activitatea la județul Ialomița ca ofițer. A fost o surpriză și pentru părinții mei, care mă voiau la Constanța, desigur. Dar am spus că poate așa e mai bine. Și, într-adevăr, eu cred că a fost mai bine că am ales această variantă și am lăsat lucrurile să meargă firesc, așa cum s-a hotărât. Am fost repartizat la biroul de poliție, biroul economic, asta de combatere a criminalității economico-financiare la Poliția Municipiului Slobozia. Și apoi, din an în an, am fost promovat în funcții, parcurgând practic toate funcțiile, n-am sărit niciuna. Ofițer operativ 2, ofițer operativ 1 la serviciul economic, ofițer operativ principal, apoi specialist 3, 2, 1 și până în anul 1978, când am fost promovat șef al Serviciului Cercetări Penale din Inspectoratul Județean. O funcție foarte importantă, cu multe responsabilități. Sigur că da. Era o funcție importantă și cu responsabilități mari, pentru că, în primul rând, aveai toată activitatea de cercetare penală, tot ce însemna dosar penal, pe întregul județ Ialomița. În afară de aceasta, aveam formațiune de cercetare penală care erau la orașele care țineau de județul Ialomița, la Călăraș, la Țăndărei, la Fetești, la Slobozia, dar o chestiune foarte importantă și cu sarcini extrem de dificile era activitatea de arest transfer. Și aveam 3 aresturi, la Slobozia, la arestul pentru arestații preventive, la Slobozia, la Călăraș, la Fetești. Deci o activitate foarte... chiar se numea butoi de pulbere. În situația în care nu stăpâneai situația pe arest transfer, acela era, și dacă exploda, exploda tot. Cu evadări, cu cine știe ce se putea întâmpla. Pentru că te așteptai la orice, având în vedere calitatea celor care ocupau aresturile. Și am fost promovat, deci, ca șef al Serviciului Cercetări Penale la nici 10 ani de la terminarea școlii de ofițeri. Pe baza, sigur, rezultatelor, calităților, ce dovedeam eu în activitatea profesională pe care am avut-o acolo. După 2 ani, în 1980, am fost promovat locțitor al șefului Inspectoratului Județean de Poliție. Funcție foarte importantă, sigur. Da, cu competență generală, cu competență pe întregul județ și ca activitate și ca teritoriu. Așa. Și apoi, timp de 4 ani am îndeplinit această funcție până în 1984, când am fost promovat șef al Inspectoratului Județean de Poliție Călăraș. O
Chiar un moment iar În extrem de important. 1981 se înființează județul Călărași. Prin, da, reorganizare, Da, zăcuia Luțoaia prea mare, într-adevăr, și s-a și apărut și atunci aici județul s-a Călărași. înființat județul Călărași și am fost promovat, bine, nu în 1981, ci în 84, 1984 am fost da. eu promovat șef al poliției județului Călărași. Și pentru că în toată perioada, până să fiu mutat la Călărași, tot eram. Odată am fost, prima dată am fost verificat, cum ziceam noi atunci, te pune în traistă, ca să te aleagă de acolo să te promoveze. Și să și zicea, zice, cel mai greu e să ajungi în traistă, că pe urmă de acolo te scoate și te... Așa. E, fiind în traistă de mic așa, prima dată, prin 1982, m-a verificat, că atunci se făceau verificări ca lumea, testări de toate felurile, verificări din punct de vedere al situației familiale, al verificări profesionale, nu mai vorbesc, și pentru poliția județului Covasna. M-am speriat atunci puțin, dar am avut noroc și nu m-a dus atunci la Covasna, pentru că împreună, între cei trei selectați ca să ocupăm funcția respectivă, a fost unul care știa limba maghiară. Era un avantaj fără Și era un avantaj deosebit și atunci a fost promovat el. Prin 1983, pentru Buzău. La fel. Veneam, discutam cu nevastă mea, s-ar putea să ne mute acolo. Iar începeau verificările, iar să... Părinții săraci erau tot timpul întrebați și vecinii părinților și la toate neamurile pe unde erau. Se mai întâmplă asta oare? Din păcate nu. Și spun din păcate și dacă avem timp, revenim. Până la urmă nu m-am mutat nici la... nici la Buzău, așa, și a venit pentru perioada pentru Călăraș. O sunt pe nevastă mea și ea mă cunoaște după voce, mă cunoaște după voce. Zic, ce faci? Hai, zic, ce e? Uite, am primit ordin să... Ne mutăm la Călăraș. Ca mâine la ora 10, nu știu cât a fost, să fiu la Călăraș. Că... Zice, auzi, dragă? Zice, indiferent unde te mută, de mine nu scap, să-ți fie clar. Vada dragostei și a devotamentului. Da, sigur. A fost alături de mine întotdeauna și nu. Și m-au... și în timp ce mergeam spre Călăraș dimineața să fiu prezent acolo, mă gândeam. Primul șef pe care îl numiseră în 1981 când s-a înființat județul a făcut infarct și a murit în timpul exercitării funcției respective. Dumnezeu să-l odihnească. Al doilea, care a fost numit după el, a fost destituit. Și urmam eu, al treilea. Și mă gândeam așa, măi, ce șanse am eu la Călăraș? Eram și foarte tânăr, la 38 de ani, eram deja numit șef de inspectorat de județean de poliție, nu era simplu. Zic, două șanse le am sigur, să înnebunesc sau să rup gâtul. Dar, până la urmă, am reușit și cred eu că am făcut-o bine. Această activitate. Sigur că ați făcut-o bine, după știința mea, Inspectoratul Județean de Poliție Călăraș chiar vă poartă numele, da? Da. O chestiune, cum să vă spun, iarăși de emoție deosebită. Mă invită oameni, copiii, le spun eu, pentru că pe cei mai mulți care sunt și acum au început să se pensioneze și ei, i-am crescut eu sau am crescut odată cu ei. Și mă invită la toate momentele lor de bucurie, la toate aniversările, mă invită și cât pot răspund la asta. E, la o întâlnire care a avut loc anul trecut sau acum 2 ani, anul trecut, când tot așa la aniversarea poliției, când eram în sală acolo și pe mine mă pun în prezidiu, sunt, ce să vă spun, vin toți foști șefii de inspectorat de acolo și lucru frumos, cu prefect, cu președintele Consiliului Județean, cu altceva, președintele tribunalului și oameni așa. Și a pus șeful inspectoratului, care mi-a fost subordonat acolo și pe care l-am crescut. A pus în discuție în sală și a propus ca Inspectoratul Județean de Poliție Călăraș să se numească Inspectoratul Județean de Poliție General Major Gheorghe Florea, Florea Gheorghe. Și parcă mi-a luat aerul. În general, am experiența aceasta cu așa. Parcă mi-a luat aerul. Și a trebuit să-și iau cuvântul imediat. Și zice, dacă vreți să vorbiți de acolo sau să veniți la tribună. M-am gândit, dacă vorbesc de aici,
imediat așa, nu pot să scot două vorbe, că nu. Și m-am dus, am mai făcut vreo câțiva metri până la tribună, mi-am revenit și, mă rog, am vorbit. Eu le-am spus atunci că s-au depășit și visele mele, eu știu, cele mai utopice, dacă se poate spune așa. Și e mult mai mult decât cred eu că aș fi meritat. Acum totuși aveți un exemplu pozitiv pentru poliția română. Asta este o realitate. Așa că... Eu vă mulțumesc că spuneți asta și aud aprecieri de genul acesta destul de des și nu fac decât să mă bucure. Cert este că până în momentul de față, pe galeria comandanților, acolo la Inspectoratul Județean de Poliție Călăraș, care începe cu mine, că am fost și înainte de 89 și după 89, scrie Inspectoratul Județean de Poliție al Județului Călăraș, general major Gheorghe Florea. Și, e o mândrie deosebită aceasta. Acum, revenind totuși la activitatea de la Călăraș. În funcția pe care ați avut-o, bănuiesc că s-au întâmplat și evenimente mai neplăcute, așa, pe care a trebuit să le gestionați, nu? Chiar îmi povesteați despre o întâmplare cu un cetățean care fusese condamnat la moarte. Da, da. Pe care aș vrea să spunem și telespectatorilor, pentru că sunt momente pe care chiar le-ați trăit și le-aș gestiona, zic eu, destul de bine. Da, într-adevăr. Prin 1981-82, eu eram la Ialomița, nu eram la Călăraș, s-a produs un eveniment acolo, un furt de porci de la combinatul de la Model. Era combinatul de creștere și creșterea porcilor și la Model, lângă Călăraș. Și atunci s-a raportat pompos, așa cum se mai întâmplat, din păcate, că prin tunel, a făcut tunel, au intrat în combinat, de acolo au furat porți și așa. Și când a ajuns la cel mare, la șeful statului, șeful statului a văzut că prin tunel, că prin asta, zice, să fie prins și condamnați la moarte. Acum trebuia să prindă și să condamne la moarte. De acolo, de la combinat, fura mulți. Dar ce se întâmpla? Să nu era vorba de niciun tunel, de fapt. Dar președintele putea fi mai sus decât orice instanță să pună astfel de rezoluție? Așa a pus. Era mai sus, era mai jos. Da. Se întâmplau multe care astăzi ni se par la locul lor. Da. Ce se întâmplase? Am mers cu un buldozer, cu o lamă, pe lângă gardul care tocmai se construise și mergând pe lângă gardul acela să așeze, să niveleze pământul, a dislocat o piatră care era sub gard. Dislocând piatra respectivă, a rămas un loc de trecere pe acolo. Și au intrat niște dăștea pe acolo și au furat porci. Și au spus, prin tunel. Vă dați seama. A fost o lipsă de, să-i spun, lipsă de tact și din partea celor care au raportat evenimentul. Și atunci trebuia să prindă pe cel care a furat să-l condamne la moarte. Cum se scrisese pe raportul de evenimente. În condițiile acestea, pe la Predeal este prins un tânăr din județul Călăraș, care furase și el porci de acolo, dar mai înainte, nu atunci, cu asta, niște purcei. Și a plecat cu ei să-i vândă la Brașov. A fost prins pe la Predeal, a picat, așa, l-a adus pe la înapoi, proces, condamnat la moarte, că este ăla care a furat prin tunel. Și s-a rezolvat cazul, știți? Da. Așa. După ce am fost numit la Călăraș în 1984, în 1986, cred, primesc un raport de asta, o comunicare de eliberare din penitenciar pentru unul Zangorescu Ion. Când citesc pe acolo, a fost condamnat la moarte, după aceea, și mi-am adus aminte de caz pentru că citisem în presă ce se întâmplase la Călăraș în 1981 sau 82. 81, cred. Și am scris pe el să-l aduc pe individ la mine și într-o duminică să am timp să stau de vorbă mai mult cu el și l-au adus într-o duminică la mine și am stat de vorbă cu el vreo 3 ore cu băiatul ăsta. Ce se întâmplase? El a fost condamnat la moarte, după aceea s-a făcut recurs și s-a comutat pedeapsa din moarte în închisoare pe 20 de ani, că asta era maxim atunci, pe 20 de ani. Nu era închisoare pe viață sau... După aceea s-a rejudecat procesul,
Pentru că s-a constatat că nu era și i-a dat 8 ani. Cu închisoare, 8 ani. A făcut 3 sferturi din pedeapsa respectivă și în 1986 s-a eliberat, condiționat. Asta am constatat eu și din discuțiile cu el și din verificările pe care le-am mai făcut în legătură cu cazul respectiv. Și a venit acest băiat și am stat de vorbă cu el. Mi-a povestit așa, zice, în momentul în care nu-mi venea răspunsul la ce făcusem, mă gândeam, mi-am făcut inventarul și așa, și am zis, asta e soarta mea. Și mai erau doi și urma să fie executat el. Era în celulele de condamnare la moarte, de condamnat la moarte. Așa. Și cu câteva zile înainte de a fi executat, a venit comutarea pedepsei în 20 de ani. Și apoi 8 ani și s-a eliberat. Cum să vă spun, m-am atașat de acest om. El avea acum, să zic, vreo 27 de ani. L-am încadrat în muncă. Deci, practic, l-ați reintegrat social. Am făcut să zicem, o reinserție socială model. L-am încadrat, am vorbit cu directorul, pentru că el era șofer atunci, dar i s-a anulat permisul de conducere și nu mai avea voie să conducă timp de un an de zile de la eliberarea din penitenciar. Și atunci l-am angajat ca tractorist la o unitate de astea de îmbunătățiri funciare la Călăraș și avea voie să meargă cu tractorul numai pe câmp și așa. Dar în fiecare săptămână mă întâlneam cu el. Venea, discutam împreună și problemele lui și... Aveți timp totuși, pentru că atâtea activități erau de desfășurat, să spun așa, la un inspector. Îmi place să cred că am fost un om organizat. Am fost un om organizat. Pentru că și din întâlnirea de trecută ați văzut că tot timpul am avut multe de făcut. Și de acolo am învățat să mă organizez și să-mi planific de așa natură timpul, încât să am timp pentru toate. Îmi pare rău că n-am avut atâta timp cât aș fi vrut pentru familie, dar ceva s-a mai sacrificat în timp. După ce ne-am apropiat foarte mult, așa, l-a cunoscut și nevastă mea, știau, toți acum știau în Călăraș că ăsta e prietenul meu și așa, Zangorescu. Trăia el cu femeia acolo, cu doamna acolo și au avut un copil. N-am îndrăznit, dar vedeam că și în 1987 i-am botezat copilul. Ce frumos! Copilul lui se numește Florin, ca așa îmi zic mie rudele din partea soției, Florinel. Și ați mers cu el la biserică? Bineînțeles, sigur că da. Mulți evitau să intre în biserică înainte de 29 și așa mai, în general, militari de carieră, chiar dacă erau angajați în Ministerul de Interne sau în Ministerul de Apărare. Știți cum este, domn profesor? Eu am crescut într-un climat de credință. Deci am fost un... toți, și părinții mei, și frații mei, și rudi, și toți eram oameni credincioși. Chiar mă amintesc că prin clasele a treia, a patra, exista o carticică mică, se numea Epistolă, și se adunau miercuri seara, că duminica se duceau la biserică, se adunau bătrânii din zona aia, din sat de acolo, și eu le citeam cărticica aceea. O știam pe deasupra, de fapt, de câte ori o citisem. Și în fiecare miercuri seară ei veneau la noi acasă și eu le citeam acea cărticică. Deci eu așa am fost, atunci s-au construit și principiile mele și caracterul meu și toate în perioada aceasta. Sigur, plădit, dar nu... toți copiii am fost normal botezați. Toți frații mei, eu cu un alt religios, toți finii mei cu un alt religios, toți copiii lor botezați religios. Și am rămas cu această credință. Însă ce se întâmplă? Eu n-am confundat niciodată, să spun, credința cu religia. Nu le-am confundat. Am mai discutat. Nu le-am confundat. Pentru că și acum ce se întâmplă sunt lucruri pe care pe mine mă deranjează, de exemplu. Mă deranjează tărăboiul religios. Știu. Spus, credința este una și tărăboiul religios este altceva. Simt nevoia să merg la biserică, simt nevoia să mă închin în fața, la mormântul părinților mei, să văd monumentele de cult, dar mai puțin de tărăboiul acesta și îmi pare rău, poate
supăr pe cineva, dar nu-mi place. N-aveți pe cineva. Adică nu-mi place, de exemplu, când văd învierea pe plajă, așa, când văd asta cu boboteaza, cu cisternele de apă și cu bumblă din ele să le sfințească și cu care, cu boi. Și... E problema aia cu crucea aruncată, era suficient, restul să se desfășoare în lăcaș. În lăcașul de cult. Tradiție. Nu numai în, da, la Constanța, în toată țara. Sigur, nu știu, nu știu. Dar ce se întâmplă? Și îmi pare rău pentru că, vedeți, acestea se repercutează negativ asupra credinței, asupra încrederii în biserică. Și citeam acum undeva un articol și spunea că a scăzut încrederea în biserică la 66%. Este îngrijorător. Ce s-ar întâmpla dacă, de exemplu, ar întreba încrederea în preoți? Eu cred că n-ar fi dincolo de ce se întâmplă cu sondajele la politicieni. Și tocmai datorită acestor lucruri, și pentru că și aici cred că a scăzut foarte mult calitatea selecției și a harului. Adică trebuie să ai har să faci treaba asta. Adevărat, trebuie să ai chemare. Când auzi de etnobotanice, de beții, așa, de pedofilie, de corupție, de toate astea, sigur că nu sună bine. Și cred că este problema de calitate, în primul rând, la selecția celor care îl slujesc efectiv pe Dumnezeu, Dumnezeu, lăcașele de cult. Revenind la discuția noastră, deci practic în 1987 i-ați făcut un bine acestui om, da, un alt bine, să spun așa. E, după aceea s-a calificat, iarăși, și-a dat examen, a luat permisul de conducere, a redevenit conducător auto, au mers lucrurile foarte moment bine. Moment cheie totuși, și pentru societatea românească, pentru istoria recentă, în momentul 1989, l-ați prins la Călăraș. Da, la Călăraș. Ce vă amintiți de atunci? Ce să vă spun, ar fi necesară o emisiune numai cu ce a fost pe evenimentul respectiv, dar pe evenimentele respective. Dar trecem peste toate celelalte și spun doar atâta, că la Călăraș nu s-a tras un glonț și cei mai mulți spun că datorită modului în care eu am organizat activitatea la nivelul, să zicem, ale organelor de ordine, cu poliție, securitate, gărzi patriotice, grăniceri, pompieri, toți așa, în sistemul respectiv. Odată, în al doilea rând, pentru că acolo a fost, în fruntea revoluționarilor, a fost un om pentru care am avut și am un respect permanent, deosebit, care a avut o atitudine foarte corectă de noi, față de noi, de organele de ordine. Este vorba de Doriu Ioan Tăracele, care ulterior a fost și ministru de interne. Dar referitor, și nu mai intru în alte amănunte, referitor la acest Zangorescu Ion, la prietenul nostru de acum, al meu, al soției mele, a familiei mele, cât timp au fost evenimentele, în fiecare seară venea și dădea roată la inspectorat ca nu cumva să mi se întâmple mie ceva. Așa de mult s-a atașat de dumneavoastră. Foarte mult. Foarte mult. Și totuși era un infractor de, mă rog, să spun așa. Era în primul rând un om. Fără îndoială, nu, dar... Și întotdeauna... Și, pentru că și asta este o situație, cum să vă spun... Nu prea ne gândim, nu mă refer la mine, dar în general așa, că în spatele fiecărei hârtii, fiecărui dosar, este un om. Fără îndoială. Și de multe ori, din dorința de a face nu știu ce, ajungem să pedepsim oameni nevinovați. Se întâmplă asta. Și întotdeauna am zis, mai bine un nevinovat, un vinovat în libertate, decât un nevinovat în pușcărie. Nu pot, sau pe graba de a face, de a aresta, de ce se întâmplă și acum. Și tu, e adevărat că trebuie să facem ordine, să facem dreptate, să fie pedepsiți. Dar ca nu vreau ca pe, să spunem, pe lacul operativității să scufundăm barca dreptății. Nu se poate. Și totul se întâmplă. Se întâmplă, din păcate, și se întâmplă din cauza calității oamenilor, pentru că nu mai sunt criterii clare, foarte exigente de promovare în funcții de conducere. Nu se mai ocupă nimeni de planificarea carierei celor pe care ulterior vrei să-i pui șefi. Sunteți nostalgici după vremurile?
Nu sunt nostalgic, dar sunt anumite lucruri care ar trebui să fie preluate, reintroduse în cotidian, pentru că nu se poate. S-a schimbat regimul politic, practic stai așa, că ăla nu mai corespunde exigențelor noastre, că noi avem alte criterii, că avem... Dar nu se interesează nimeni de calitățile leadership. Are omul respectiv calitățile leadership ca să fie șef? I-a construit cineva lui cariera? I-a planificat-o cineva? Dumneavoastră știu că ați făcut asta pentru mulți politici, inclusiv de la Constanța. E adevărat. Întotdeauna am făcut treaba aceasta. Și îmi spuneați, chiar discutam înainte de emisiune despre cel trecut recent la cele veșnice. Da, Dumnezeu să-l odihnească. Să-l odihnească comisar și pisică. Da, Dănuț. Care da, este eu l-am remarcat, o creație de dumneavoastră. Eu l-am remarcat pe Dănuț în 1991, imediat cum am venit la Constanța. N-am ajuns parte, nu? N-am ajuns la Constanța. Să facem această trecere. În 1991 ajungeți la Constanța în funcție de... În 1991 deja rămăsesem la Călăraș, numai eu cu nevastă mea. Dani era la facultate, băiatul cel mare, băiatul cel mic devenise la Farul la fotbal și da. Transfera și cu liceul, la FC Farul. Și transfera și cu liceul aici, rămăsesem numai eu cu nevastă mea. Și într-o zi eu am stat de vorbă, mă, ce facem? Noi mai stăm aici? Și ne-am hotărât noi să venim la să venim la Constanța. Era în discuție și Brașovul, de unde este nevastă mea, dar până la urmă și ea a zis, hai la Constanța. Și atunci mi-am format și eu un portofoliu de motive și am ieșit la raport la ministru. Și am spus, părinții, în Mergidia, pătrând de acum și ei, fratele acolo, surorile acolo, o soră aici, la Constanța, copiii nu mai erau, un băiat venise aici și m-am înțeles. Și atunci, la cererea mea, am plecat de la Călăraș din șef de inspectorat și am venit lucrător șef de inspectorat la Constanța, adjunct. Și am lucrat aici din 91 ca adjunct până în 1994, iar în 1994 am fost promovat în Ministerul de Interne pe o funcție de șef al Cancelariei, care, acum, general al Ministerului. Care se numește acum secretarul general al Ministerului de Interne. Am lucrat acolo 2 ani, după care am revenit la Constanța. De data aceasta am revenit ca șef al Inspectoratului Județean de Poliție Constanța. Până prin vara anului 1997, după care am fost mutat la capitală ca șef al Poliției Sectorului 5 din capitală. Pentru câteva luni și acolo sunt câteva întâmplări câteva... pe care aș vrea să le detaliem. Haideți să revenim totuși un pic la perioada de la prima perioadă de la Constanța. Venit de la Călăraș într-un județ, mă rog, pe care îl cunoșteam, sunteți născut la... în județul Constanța, nu la Zorile. Cum vi s-a părut această trecere? Totuși, Constanța are multe probleme. Specificul ei. Și specificul ei, sigur că da. Vara, foarte mulți turiști, nu? Probleme... Acum problematica, sigur, că era mai complexă aici, dar și numărul de personal era mai mare și sunt și alte... Dar dacă stăpânești meseria, și ai ceea ce trebuie să aibă un șef, atunci nu trebuie să te ferești, să-ți fie frică de nimic. Am venit în scurt timp, am dovedit că veneam eu din susul Dunării, dar nu cu pluta. Și și-au dat seama toți că îmi stăpânesc bine atribuțiile meserii, mai ales că eram locțuitor și aveam o bucată din ce condusesem la viața mea. Și m-am intrat foarte repede pe felie, cum să zice, pentru că mie nu mi-a plăcut și nu-mi place să stau degeaba. Am luat o meșteșugărește, mi-am construit oameni, mi-am făcut și eram foarte liniștit pentru că venisem la Constanța să nu mai plec. Venisem să mă liniștesc, să... Așa, e adevărat că... Ulterior mi-am dat seama că era prea devreme, totuși, dar la 45 de ani să te retragi așa. Dar, cum să, trecusem și evenimentele de 89 și niște așa cu dezamăgiri, cu, în sfârșit. Dar și mă cam, săturasem și voiam să fiu liniștit și să-mi văd de treabă.
Am avut aici, inclusiv activitatea de ordine publică a fost coordonată de mine și în condițiile acestea l-am cunoscut foarte bine pe Dănuț Pisică, dar nu numai pe el. Și pe alții, pe Rapotan, mai era un băiat Mănuncu, și zic numai de ei pentru că vreau să trec repede și să mă refer la Dănuț Pisică. Lucra la municipiu și eu în 1993 eram locțitor la județ și îmi făceam și atribuțiile acelea și am girat și funcția de șef al poliției municipiului Constanța. Constanța, care rămăsese fără șef în perioada respectivă și vreo câteva luni bune am condus și activitatea la poliția municipiului Constanța. Deci puteam să le fac. Și acolo l-am cunoscut pe Pe Dănuț și tânărul pe alții. ofițer, da, domnule. Da. Și el avea atunci 2 ani, 3 ani de când ieșise ofițer, că e promoție 90 și 92. Și atunci, plăcându-mi băiatul, l-am pus șeful formațiunii sectoriști. Și Constanța avea 40 de Da. sectoriști cu problematică și acum. Și l-am pus șeful formațiunii sectoriști. Cum făcusem și în altă parte, când l-am numit, parcă mi-era milă de el că l-arunc așa în asta. Dar am văzut că în el, pe el poți lucra. Pe el poți să-l faci, să-l construiești, să devină un bun șef, avea inclusiv calități leadership. Și pe mine astea mă interesau extraordinar de mult. Și atunci l-am numit acolo. Am plecat eu, el și-a văzut de treabă bine, așa. Am plecat eu în minister. După ce am revenit, în 1996, aveam nevoie de șef serviciu ordine publică. Eu, știind că construisem pe el, deja m-am documentat din nou să văd în ce stadiu sunt cei pe care eu pusesem ochii să-i ridic, să-i construiesc, să-i construiesc ca șef, că ei, ca meseriași, deja erau de acum recunoscuți. Și la 1 mai 1996 l-am numit pe Dănuț Pisică șef al Serviciului de Ordine Publică. Și acum, ieri, când se citea necrologul, printre altele s-a spus că în 1996 a fost numit șef al Serviciului Ordine Publică, fiind cel mai tânăr șef de serviciu din istoria Poliției Constanțene. Actul acela l-am făcut eu, în calitate de șef al Inspectoratului Județean de Poliție Constanța. Sigur, orice instituție se bazează în primul rând pe oameni, pe care Categoric. și, repet, dumneavoastră ați creat generații de polițiști care vorbesc atât de frumos despre dumneavoastră și mă bucur enorm de mult pentru că sunteți constanțean de-al nostru. Revenind la discuția noastră, haideți să vedem ce a semnat perioada pe care ați lucrat-o la minister. Totuși, șeful Cancelarii Ministrului de Interne, sau Al Cancelarii Ministerului. Ministerului de Interne chiar, da? Și, mă rog, astăzi funcția asimilată Secretarul Secretarul General General. al Ministerului de Interne. Noi, îmi doream semnat o altă școală. În primul rând că m-a relansat. Perioada asta m-a făcut să îmi dau seama că mă rătrăsesem prea devreme. Nu mai spun că ministrul dinaintea celui care m-a dus în minister a rămas supărat pe mine pentru că am refuzat să plec, am refuzat, trebuia să plec șef la capitală când eram locțitor aici, după aia să plec șef la Timișoara. Tot timpul mă trăgea să mă duc în minister, în aparatul central, pentru că își dăduseră seama că m-a retras prea devreme totuși și așa. Găseam aceleași motive. Dânsul mi-a aprobase ca să vin la Constanța când m-am dus la raport. Și am spus că aceleași motive de atunci sunt valabile și acum și că nu pot să merg. Dar de fiecare dată zicem, dacă este Ordin. ordin și nu există altă posibilitate, sunt soldat, execut ordinul. Au trecut așa perioadele, mă rog, și l-a schimbat pe ministrul acela și a venit ministrul Tăracilă. Având în vedere modul în care s-a comportat față de organele de ordine în timpul evenimentelor din decembrie, încrederea pe care mi-a acordat-o pentru a-mi conduce efectivele și cum să spun, colaborarea ulterioară acelor evenimente la județul Călăraș,
N-am putut să, și mi-a pus, n-am putut să refuz, dar mi-a pus și problema foarte direct așa. Plecasem să instalez un control de fond planificat la Năvodari. Când am ajuns pe la, dincolo de Hanul Piraților, mă sună de la, îmi dă prin stație să revin urgent la, că sunt căutat de ministru, urgent la bază. A zis să vin acum sau, păi cât de repede? Ei, atunci când nu plecea, eu nu întârziam un minut. Deci un minut nu întârziam de la activitățile pe care le planificam. Nu-mi place să aștept dar nici, pe cineva, dar nici să fac pe cineva să aștepte. Și ei și acum vorbesc despre promptitudinea cu care eu îmi realizam, sau exactitatea cu care mă prezentam la toate activitățile pe care mi le planificam. La oricare post de poliție. Uitau ei și eu străzeau cu mine la poartă. E, și mă duc la Năvodari, fac acolo, instalez controlul de fond, e un tipic al meu pe care îl aveam cu toate astea, de fapt în toate domeniile, niște rigurozități. Și după asta mă duc la, sun, mă duc la, la inspectora și sun. Am sunat, mi-a răspuns domnul ministru și zice, ce faci? Păi am făcut eu control de fond cu nu știu ce, cu asta pe acolo. Da, 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 te-ai obișnuit acolo, sigur, cât faci până la București? Mă rog, ce să fac? 3 ore jumate, 4? Nu era autostradă. Da. Deci este ora 11, înseamnă că poți să fii aici pe la 1 jumate, 2. Aoleu, dar am ședință de guvern. Nu. Mâine dimineața la ora 10 ești la mine. Da, tot zi dimineața, gata, nu mai pleci. Ești aici, șeful cancelariei, Ministerului de Interne și aici ai rămas. Ordin. Execut și ce să fac? Nici nu puteam să-l execu, să-l refuz, nu aveam motive, și ca militar, dar și ca om. Eu nu puteam să-l refuz. Și atunci am rămas, am avut, cum să, structura aceasta era mai complexă decât este acum Secretariatul General, pentru că aveam direcție, aveam Direcția Generală de Strategie, Direcția de Strategie. Și sunt, pare că elabora lucrările și toate astea de tactică și strategia Ministerului de Interne. Aveam relații internaționale și integrare europeană. Primii pași integrare europeană sunt legați și de numele meu în Ministerul de Interne. Direcția de Relații Publice, apoi informarea în Ministerul de Interne. Toate acestea erau coordonate de către, șeful cancelariei Ministerului. Protocolul Ministerului de Interne și... E, și a fost, a fost o perioadă, o activitate, cum să vă spun, o perioadă foarte bună, provocări foarte multe. Aveți, știu că aveți aici chiar o, o lucrare, nu? A, asta din timpul, da, da este o... când am plecat de acolo, subordonații mei, pentru că am beneficiat și de oameni deosebiți, deosebit. Mi-au făcut acest, și mi-au dat, mi-au făcut și mi-au dat acest volum în care sunt principale lucrări pe care le-am elaborat în Ministerul de Interne pe timpul cât eu am condus această structură. Și așa să vă dau, de, deci strategia prevenirii criminalității coroborată cu, uite, cu propunerea de înființare a Consiliului Național de Prevenire a Criminalității, care s-au făcut ulterior. Nu descoperă nimeni roata acum. Relațiile externe, integrarea europeană, Ministerul de Interne. Activități și măsuri ale mei, programe, program pe 1995, cu, 1995 cu privire la atribuțiile principale, sarcinile principale, modalități de realizare în, în structura Ministerului de Interne, că erau, erau toate componentele, relațiile publice ale Ministerului de Interne, concepție privind activitatea, eu știu, acțiuni, măsuri pe sezonul estival, pe sezonul estival, nu se mai fac și multe altele care probabil că sunt descoperite acum de alții sau au devenit, cum să zice, obiecte de sertar. Și vreau să mai spun ceva. În 1996, pentru că scriam acolo, în 1996 a fost singurul an în care nu s-au adus efective suplimentare pe timpul, pe timpul sezonului estival la Constanța. Decât câțiva subofițeri de circulație ca să pun la orașele unde nu aveam în mod obișnuit. Și vreo patru
specialiști pe criminalistică, pe cercetare la fața locului și la eveniment. Situația operativă de la Constanța a fost mai bună în anul 1996 și probabil că este și acum, când se aduc atâtea cadre din altă parte ca să rezolve probleme și să rezolve ce? Problemele din județul Constanța pe care ți le poți rezolva printr-o bună organizare singură și nici nu ești la cheremul unora veniți pur și simplu ca să își facă de lucru prin județul Constanța. Bine, nu toți, dar cei mai mulți așa vin. Plus că trebuie să intri și în combinații, că ăștia care vin intră în combinații cu cărciumari, cu oltelieri, cu așa, cu toți ăștia și... E bine să... Da. Plus cheltuielile care se fac cu această... Din punct de vedere al eficienței, eu zic că am făcut o treabă foarte bună în anul respectiv. Și aveam de gând să fac și în 1997, dar n-am mai avut timp pentru că s-au complicat criteriile de menținere pe funcție. Poliția sectorului 5, da? Da. În 1997 n-a fost anunțat oficial. Deci nici de la minister, nici de la IGP, nu m-a anunțat nimeni oficial. Eu am primit comunicarea printr-un post de televiziune local. Practic, aveau... În condițiile în care puseseți umărul la reformarea ministerului? Categoric, sigur. Dar, cum să spun, erau alte criterii, acum nu știu, probabil mai bune, nu sunt în măsură să le analizez. Și mă anunță de la postul ăla de televiziune că vin să-mi iau un interviu, pentru că de a doua zi sunt numit șeful Poliției Sectorului 5 din Capitală. Ce problemă, am zis. Eu, domnul profesor, în viața mea, n-am aplicat capul decât în fața părinților mei și al lui Dumnezeu. Așa și trebuie. Când am spus, eu aici pe alte criterii de competență, de profesionalism, nici nu vreau să fiu. Nu, am plecat. Am plecat și gata. Eram supărat. Ce înseamnă oamenii? Eu nu sunt supărat pe instituție. Doamne, instituția este undeva acolo sus. Niște oameni din instituție. Era atunci un secretar, un prim locțitor al ministrului care m-a chemat și zice, dacă vreau, dacă accept o funcție de conducere în aparatul central al ministerului. Eu oricum voiam să plec, ce să creasă atunci pe aici, cu toți se lucrau, atunci mi-am dat seama că încet, încet România a devenit o junglă. A devenit o junglă. Și cum spune istoricul Lucian Boia, o junglă în care toți devenim comestibili. Și eu, și dumneavoastră, și dânsul, și dânsul, toți devenim comestibili. Din păcate, și E trist. E gâlceavă, este la ordinea zilei și mie asta nu-mi plac. Eu dacă văd că se ceartă doi oameni și nu pot să îi împac, plec. Nu suport cearta, nu suport strigăturile numai la horă, știu eu, la horă în zorile, nu în relațiile interumană. Sigur, m-am prezentat la sectorul 5, am sunat eu. Am înțeles că s-a adunat din cu privire la mine și era, în sfârșit, nu mai vorbesc. Știți că mințile luminate analizează idei, cele mediocre analizează evenimente și cele mici oameni. Trec peste chestiile acestea. Spunea soția lui Roosevelt treaba asta. Și am dat telefon și unde mă prezint? Am înțeles că s-a dat un ordin cu privire la mine. Așa. Da, s-a dat un ordin. Așa. Bine, unde mă prezint? Păi veniți la mine. M-am prezentat, m-am instalat la sectorul 6, mi-am preluat sectorul 5. Mi-am preluat în câteva luni, nu știu, am lucrat efectiv 2-3 luni. Era bagatelă pentru mine. Era ministru de jeu atunci, la tine. Da, și am dânsul era ministru. Un om de o sinceritate dezarmantă și un om cu principii, însă nu era făcut pentru treaba aceasta. Plus că s-a înconjurat de oameni care n-au făcut decât să-l saboteze. Pentru că la rândul lor oamenii respectivi erau incompetenți. Dar să nu discutăm despre oameni. Lucrez eu acolo, mi-așez oamenii ca lumea, aveam trei șefi de sectoare, de secții, trei și apoi patru, că s-a mai format o secție în cadrul sectorului 5, populație de toate felurile, vă dați seama, aveam și Cotroceni, cartierul Cotroceni cu toate așa și
Casa Poporului și toate alea pe acolo, tribunal și asta, dar și Ferentari și Sebastian și Poșta Puișor și așa. Îmi ziceau ăia, după vreo lună de zile, ziceau generalul Razie, că până n-am făcut ordine, n-am asta. În sfârșit. Ce se întâmplă? Vine un... ministrul deja avea ceva cu ouăle pe piețe. Nu știu ce vrea. Bine, unul a avut cu ouăle, altul a avut cu desființarea sectoriștilor și a posturilor de poliție, care mi se pare o mare greșeală. Mare greșeală. Am înțeles că se reînființează posturile de poliție, dar instituția sectoristului la orașe nu știu când își va mai reveni la ceea ce ar trebui să fie. Dar sunt lucruri care, cum să le spun, ca spectator acum și ca unul care le-a trăit și s-a bazat pe ele. Face un raid pe piețe, și aveam piața Coșbuc, aveam piețe ca lumea, și face un raid pe piețele sectorului 5 și se oprește la secția de poliție numărul 19, o secție care este exact în miezul, să zicem, populației mai puțin înțeleasă cu legea, știți? În general, acolo sunt oameni care sunt certați cu legea. Dar s-a prezentat acolo, era șeful de secție acolo, era asediul sectorului, dar pe mine nu m-a chemat, și nici nu m-am dus, dacă nu m-a chemat, nu m-am dus. Și asta a început să-i prezintă cum stă cu situația operativă, cu asta aveam acolo, făcusem noi planul de ordine și pază al sectorului, cu schimburile, cu un raport de evoluție situației operative, treburi, nu vreau să intru în amănunte, treburi de meserie. Și după ce termină, vede toate astea, așa zice... că îmi spunea un locțitor al capitalei, al șefului poliției capitalei, care l-a însoțit pe ministru, zice, domnule, surprinzător de bine. Informațiile mele erau altele. Când mi-a zis asta, parcă mi-a dat cu ceva în cap. Și domnule, am ajuns așa periculos de sunt și încadrat informativ și atunci m-am hotărât să plec. S-au acumulase și la mine probleme de sănătate, simțeam cu ficatul, trecusem prin atâtea că aveam probleme destul de grele. Soția avea o hepatită C încă din 1995 și acolo s-a agravat. Plecam de acasă, o lăsam plângând, veneam acasă, o găseam plângând. Zic, bă, dar ce am greșit? Și ăsta m-a și încadrat informativ și mă urmărește ca și cum sunt, am ajuns pericol public. Și atunci m-am hotărât și am plecat. În 1997. În 1997 și cu 30 noiembrie 1997 am trecut în rezervă. Ați trecut în rezervă, dar în ziua următoare, pentru o scurtă perioadă, a fost încadrat. La APC, acum, să mai avem doar 3 minute din emisiune. Extraordinar. Activitatea ca civil. Da. Alte provocări. Am fost imediat angajat, m-am angajat imediat la administrația porturilor în 1997, cu 1 decembrie, ca șef al serviciului juridic și contencios. Aici am lucrat până în martie, pentru că în martie s-a schimbat prin conducere pe acolo, a venit cineva care primul care a trebuit să plece am fost eu, că... Deranjați, era spre corect. Da, probabil, nu știu. Și m-a chemat un domn director care răspundea și de personal și zice, domnule, l-ați cunoscut pe domnul care ia, n-am viața mea, nu l-am văzut niciodată. Dar nu știu ce are, zice, domnule, trebuie să plec. Păi cam așa, dați-o hâte. Și am văzut și așa, am plecat eu din locuri mai importante decât ăsta. Și am plecat în 1998, m-am ocupat așa cum zic, aveam niște convenții, am încheiat niște convenții cu niște firme, de astea de asistență juridică, convenții civile, vreo două, trei, așa. Ca să nu stau degeaba, în același timp m-am ocupat de FC Farul, de organizare la FC Farul, m-au rugat cei care erau în conducere să mă implic în asta, am clarificat situația juridică a bunurilor, probleme de organizare, scheme de astea la care mă pricepeam și cam așa mi s-a dus anul, am mai lucrat la două firme și de la 1 aprilie 1999 m-am angajat la Congaz. Unde lucra și în prezent. Unde, da, și în prezent am un contract part-time. Mai am un contract part-time. Am lucrat pe bază de contract individual de muncă pe durată nedeterminată până în 31 mai anul trecut și de atunci m-a rugat și am fost de acord ca să mai merg pe probleme punctuale de consiliere juridică în anumite situații și așa. O școală formidabilă. O altă școală. La Congas. Da. O altă școală. Oameni deosebiți, oameni cu care ai ce să vorbești, cu care ai ce să spui
și receptiv la tot. A fost o altă școală. Da, pentru că mai avem doar un singur minut, aș vrea pe scurt, așa, foarte pe scurt, despre familia dumneavoastră. Aveți doi copii, sunteți bunic, nu aveți mai mulți nepoți. Da. Sunteți împliniți și în acest că trebuie să vorbesc pe scurt despre treaba aceasta, dar o să fac foarte repede. În 1970 am cunoscut-o pe soție, în 1971 ne-am căsătorit, m-a luat în primire, mi-a făcut marcaj strict, suntem și acum împreună, facem 42 de ani în anul acesta de căsătorie. Mi-a dat Dumnezeu iar noroc. Doi copii, doi băieți, Daniel, care este, a fost judecător la Constanța, avocat, acum este, are societatea lui de avocați, dar este deputat în Parlamentul României. Marian este profesor, e la Constanța. De la ei am 5 nepoți, de la Daniel am 2 nepoți gemeni, au făcut acum 2 ani și jumătate. De la Marian am 3 nepoți. Unul care face 13 ani, fetița a făcut 10 ani în ianuarie și băiețelul ultimul face 2 ani și 8, are 2 ani și 8 luni. Cum să vă spun, am trecut prin toate stadiile. Prin toate stadiile, că iar Marin Sorescu o poezie și cu asta închei, are o poezie care este formidabilă, numai să o prezint așa. În prima strofă zice: tăticule, mi-e dor de tine, copilul, când era copil. După aceea devine adolescent, zice: tată, mi-e dor de tine. Devine tânăr, zice: tataie, babacule, mai dăm un pol. Și pe urmă zice: bătrâne, ce-ți mai trebuie? Și atunci vin ultimele 2 strofe, zice: eu te-am crescut în bună știință, de n-am avut, ca fost să fie, am fost un tată cu credință, am răbdat eu și ți-am dat ție. Și acum te rog să-mi faci o bucurie. La cimitir de vei veni să-mi spui ca în copilărie. La cimitir de vii la mine să-mi spui ca în copilărie. Tăticule, mi-e dor de tine. Da, încheiem această emisiune splendidă. Sper să mai onorați invitațiile noastre. Mă bucur mult că am stat de vorbă, iată, nu numai pe parcursul unei emisiuni, pe parcursul a 2 emisiuni și n-am epuizat multe din subiectele pe care aș fi vrut să le abordăm. Poate ne revedem și cu altă ocazie. Vă mulțumesc încă o dată și sper să ne reîntâlnim, dragi telespectatori, pe săptămâna viitoare.